Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Vă salutăm din județul Harghita sau Covasna, nu mai știu exact. Din Covasna, nu știu. Suntem la lacul Sfânta Ana. Eram în trecere pe aici, prin zonă, și am zis că oprim să vedem și noi lacul Sfânta Ana. Așa că stați cu noi dacă vreți să-l vedeți. Nu prea înțeleg cum funcționează lucrurile aici. Noi am venit pe drumul ăsta, la un moment dat e baricadat. Nu mai poți trece, intri doar în parcare. Costă 30 de lei parcarea și biletul de parcare e și biletul de intrare la lacul Sfânta Ana. După care continuăm drumul asfaltat, dar pe jos, să ajungem la lacul Sfânta Ana. E prima dată când vin aici și e curios să vedem pentru ce am plătit, pentru că mi se pare destul de scump. Da, am venit pe asfalt. Cât am venit pe asfalt, drăguța? Nu știu că am ațipit. Nu, draga, ci de când am lăsat mașina. Pe pietriș. Nu, 50 de metri, cum am venit pe drumul asfaltat. Da, o să ne înțelegem și vă lăsăm în comentarii. Încă dorm. De ce încă dorm? Am venit pe asfaltul ăla care vi l-am arătat, nu știu, în jur de 50 de metri. Și pe urmă, traseul intră prin pădure. Și în pădure amenajată. Vedeți în spate. Ce-i, tati? Ce s-a întâmplat? Ce-i? Hai, spune, tata. Auzi că ne-o pierdut. Că i-am pierdut pe trupa. Deci și drumul asfaltat, asfaltat. Cărărușa cu pietri s-a terminat. Pe traseul ăsta de coborâre spre lac, prin pădure, foarte fain. E o vedere foarte faină. Wow! Facem și mișcare. Da, după atâta mâncare, după. Nu strică. Caracatiță. Scări de coborâre. Sara, nu ne aștepți! De ce? Nu, scuze, tati. Păi noi suntem mai bătrâni decât tine. Traseul din pădure ne scoate în drumul asfaltat. Avem aici niște baloți, nu știm care le-i scopul, dar sunt interesanți. Coborâm spre lac. Dragă, te-ai gândit că trebuie să urci înapoi? Acum meditam la asta. Că am impresia că e foarte mult de mers, că arată că am pustiu pe aici, știi? Și mă gândesc. Sara ne ceartă că tot rămânem în urmă. Singura problemă e că mai avem 4 ore jumate, sau dacă cum va fi aglomerat seara asta, poate mai multe. Nu o să fie aglomerat, că o să fie liber. Crezi? Da, am vorbit, ok. Ce faci? Nu mai poți? Ba da, dar mă tot uit unde îi. Acolo jos, hai că mergem pe aici. Ei au luat-o pe scurtătură pe acolo, noi mergem pe aici. Sara, haide pe aici! Hai cu tati, puiu! Haide cu noi! Da, da! Da, o să-i prindem! Ce, mamă? Azi că pe acolo ne întoarcem, tati. Oare ăla care se vede? Da. Ce zici, deci frumos? Drumul, din câte observ, se termină aici. Dar era drumul special, adică nu circulau mașini, ne-am tot sperat să nu-i calce pe copii. Dar sau... mă gândeam că continuă spre alte localități, spre alt județ. Uite! Înainte, cred ce că până aici te lăsa cu mașina, până în parcarea asta, te lăsa cu mașina. Posibil. Și de aici era acces la lac. Da, oricum n-am mers așa mult. N-am mers chiar așa mult. Păi... te-a obligat un pic să te plimbi. Păi e un lac special, Sara. Și nu voie să nu ține. Știu, un lac special. Ce zi ne care a
Scaldatul interzis. Da, da. Uai, vreo 7-8 grinzi. Cum? Ai scris vreo 7-8 grinzi. Mami, aici n-ai voi cu corn? Aici cred că e foarte fain. Să uai, uite-te ce fain băncuțe. În august, când inverzi tot. Hai stai să te relaxezi. Acesta e lacul, dragilor, e foarte frumos, cu bărci de închiriat, 20 de lei o jumătate de oră, 200 kg, adică dau 3 persoane în funcție de greutate, de vârstă. Foarte fain, mi se pare foarte fain și băncuțele astea, să vii aici, să stai dacă ai timp. Se par foarte interesante. În natură. Uitați acolo câte sunt. Sunt băncuțe din lemn, să vii și poți petrece aici o zi întreagă, fără probleme. Dacă îți place liniștea și natura. Aici găsiți și ceva de mâncare, un suc, o apă, nu știu, ceva langoș, ceva chestii din zonă. Poză cu bufnița. Și o să... Dar nu ți-e frică? Că e greu, foarte greu. Oare iau, poate ține. Da, vrei? Vrei să ții, atunci poți, da. Pune jos aici pe băncuță, că tata face poza. Cum vă numeți noastră? Suntem aici cu domnul. Așa, suntem aici cu domnul, tocmai ce am plătit, pentru că mai avrei neapărat poze cu bufnița. E foarte mare și foarte drăguță. Să văd cât ești de curajoasă, domnișoară. Mai faci la Maia instrucțiuni despre cum o să țină. Wow, Maia, cât tine bufnița. Uită-te. E grea? Mângâie un pic. E făcut? Ce curajosă ești. E grea? Oi, ok? Poți să-mi iau și du-te și tu, Sara, lângă Maia. Du-te lângă Maia. Du-te lângă Maia, dacă nu vrei pe partea cealaltă. Specia se numește buhă mare siberiană. Deci este o subspecie care nu trăiește la mare. Uită-te la mine, Maia. În Siberia. Ea s-a născut în captivitate în Germania.
dar se uită la tine. În libertate trăiește în Siberia. Foarte interesant. Și faceți asta în fiecare zi? Da. Dacă veneați mai devreme, vedea. La 10 lăsăm să zboare dimineața. Da? Da, o lăsați și... Un transmițător pe picior întotdeauna. Și se întoarce înapoi, ia? Și se întoarce înapoi pe mânușă. O, ce fain. Dar de ce numai la 10? Atunci... Când ajung aici, cam la 10. Ah, deci atunci dumneavoastră. Mă gândeam că ea doar atunci vrea să zboare. Așa, am socotit că... Gata, foarte destul. Fain, foarte fain. Și foarte frumos și lacul. Sunteți din zonă? Da. La noi e tradiție vânatul cu păsările de pradă. Da. Foarte fain, foarte. Foarte fain, foarte bine aranjat. Mulțumim frumos! Mulțumim! La revedere! Și eu n-am nicio pudă! Ba, ți-am făcut! Sau nu vreau! Ce, sărușchi? Vrei și tu? Vrei să o ții? Dar tu nu o poți ține, frate! Dar e grea, tu că e cât tine de grea! Te durea mâna! Da! Ce curaj va fi mai una și stat! Eu mă tot uitam! Bă, tot uitam cu frică că dacă, când se te întoarce, dacă o scobește în ochi! No, cu ciocul! Știi, totul... Nea are grijă sau nu știu, nu-i dresată, dar bănuiesc că el știa să... Probabil, dar oricum mi-a fost frică, că eu mă tot uitam acolo. Da, eram eu fain, pe fază. 25 de lei costă. Asta este. La prima vedere pare cam scump tot ce e aici. Mai vă trebuie parcarea și 30 și ceva. Să se valorifice, Ghiță, nu? Dar e foarte bine aranjat, zic eu. Adică aranjat, curat, mai bine zis. Nu foarte mult aranjat pe acei lucruri, dar... E foarte curat. Mie nu mi se pare scump. Și toate se fac cu bani. Uitați ce fain sclipește și apa printre copaci. Haideți că de acum începem să urcăm. Vrei tu să-i ții? Și nu e ușor. Acum ne descurcăm noi. Maia! Te-ai sportiv, acum ți-e ușor. Ne tot lași în urmă. Tot fugind mergi tu. Mulțumim. Ce-i tu? Te laudă lumea. Pe amândouă, sunt frumoasă fetiță. Cum o zis? Frumoasă fetiță aveți. Frumoasă fetiță, păi. Poate ție ți-o zis. O zis. Că atunci fete. Eram inclusă și eu. Hai, fete, hai! Venim, venim! La deal e mult mai greu. La deal e mult mai greu. Hai că ajungem. Și ne-am și grăbit că ne așteaptă prietenii. Ce, tati? Mai poți? Nu mai poți. Hai da. Aici Georgelul meu. Vine încet. Faci vlog și tu? Da. Hai tati, hai că ești ultimul. Da, mânuță. Hai. Ajungem la parcare, în sfârșit. Uitați mașinile să văd. Dar noi mai avem de înconjurat un pic pe asfalt, dar am ajuns. A fost o plimbare bună. Plimbare prin pădure. Am mai dat jos din calorii. Și merită vizitat. Cam asta a fost pe astăzi. A durat o oră și jumătate, aproximativ. Ai plătit, iubi? Da. Hai aici să încheiem vlogul. Mă deranjează soarele. Deci toată plimbarea care ați văzut-o, cu statul lângă lac, cu poze, cu tot, a durat aproximativ o oră jumătate. Eu sunt terminat, cred că se vede pe fața mea. Ce facem? Pe drum dormim amândoi, așa. Da, exact. Tu mă trezești când adorm la volan. Cam asta a fost, dragilor. Vă mulțumim că a stat noi până la capăt. Un like, un subscribe și ne vedem imediat. Mă bucur.